Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Dorin Chirtoacă, Ilan Șor, Renato Usatăi. Vă întrebați ce au în comun acești politicieni? Toți trei sunt primari a unor orașe importante din Republica Moldova și toți trei sunt cercetați penal. În situația lor se află însă mulți, mulți alți primari din Republica Moldova. Potrivit unei anchete realizate de Centrul de Investigații Jurnalistice, în ultimii 5 ani, circa 100 de primari din Republica Moldova s-au pomenit cu dosare penale. Cum se explică această avalanșă de anchete penale împotriva aleșilor locali? Despre asta încercăm să discutăm astăzi cu invitații din studio, domnul Gheorghe Răilean, primarul orașului Cimișlia. Bună seara! Bună seara! Doamna Lena Grițco, vicepreședinte al partidului nostru și consilier raional din municipal din Bălț. Bună seara! Bună seara! Și domnul Ștefan Vlas, deputat al Partidului Liberal. Bună seara! Bună seara! Cifrele sunt oarecum de mirare. 100 de primari, asta ar însemna cam 10% din toți primarii din Republica Moldova. Am să vă rog să ne spuneți dacă este o cifră impunătoare sau este o cifră care nu vă miră, pentru că cam așa stau lucrurile în Republica Moldova, cam atâția primari sunt de regulă anchetați penal. Domnul Răilean, ne spuneți dumneavoastră că sunteți de mai mult timp primar. Eu consider că această cifră este cu mare aproximație și aș vrea să mai spun un fenomen, că la noi este un exces în privința controlului din partea statului asupra activității primarilor și până la deschiderea dosarelor penale mai urmează încă, până la aceasta, urmează o investigație. Oamenii sunt puși sub bănuială, până a fi puși sub bănuială, și a fost pronunțată o cifră, eu cred că este reală, că aproape 70% din primari, pe parcursul mandatelor lor, au treabă cu organele statului, care practic îi hărțuiesc, îi intimidează. Au treabă ce înseamnă? Adică, sunt încolțiți, încercați, unele dosare merg până la... unele procese merg până la... sau anchete merg până la deschiderea dosarului, iar în multe cazuri nici nu se ajunge la ordonanța de punere sub bănuire sau sub învinuire. Dar simt așa, prima perioadă. Dar în schimb, toată lumea știe că acesta este pornit deja un material care poate evolua într-un dosar penal. Bun, dacă nu se reușește într-o lună, nu se mai pornește cauza. Nu. Sunt și de acestea care primarul știe că ceva are, că ceva se cercetează. Eu am avut un dosar care nici n-am bănuit de el, un material. Am aflat peste vreo 7-8 luni după ce am fost urmărit cu mijloace tehnice, când am fost invitați să prezint. O să vorbim despre cauzele dumneavoastră penale, pentru că dumneavoastră aveți 6 dosare penale. Dacă ar fi să facem un top, cred că ați fi mai mult de 6. Nu, sunt primari care, am înțeles că sunt și care mă întrec. Și mai mult, da. Sunt primari care au și 8 dosare penale în Republica Moldova. Eu mai aveam o întrebare aici. Spuneți-mi dacă așa au stat lucrurile mereu, dacă cam în toate guvernările au fost atât de multe dosare în privința primarilor. Cred că în toate guvernele. Eu mi-am început activitatea în perioada când Partidul Comunist era la guvernare, atunci mi-au făcut 4 dosare penale. Timp de al treilea an, deja avem 4 dosare penale. Practic, toate au fost fabricate. Chiar am avut un avocat, mi l-au angajat din oficiu și s-a specializat domnul în dosare fabricate și m-a rugat. Acceptați-mă, avocatul, da, acceptați-mă. Eu îi spuneam că n-am nevoie de matalius. Nu, acceptă-mă, te rog. Vreau să mă informez cu toată evoluția dosarelor, pentru că eu sunt specializat în acest domeniu și, într-adevăr, mi-a confirmat că, da, ele sunt fabricate, tipic. Ziceam că mai ajungem să vorbim despre cazurile dumneavoastră. Domnule Vlas, am să mă adresez acum la dumneavoastră, pentru că și dumneavoastră ați fost primar în mai multe mandate și puteți să ne spuneți cum era mai înainte și dacă lucrurile astăzi stau la fel ca și în alte guvernări. Da, ați menționat anterior că era la fel și anterior, deci asta este o procedură mai veche, toate guvernările practicau
astfel de luptă împotriva oamenilor incomozi, mă refer la primari care nu acceptau să meargă în partidul X sau Y la propunerea conducerii, după mai multe deci și convingeri și discuții se pomeneau cu dosare penale. Deci este și actual. Acum e mult mai grav. Acum e mai grav fiindcă este în vogă acum, din bănuială rezonabilă, oamenii stau închiși, stau sub arest la domiciliu și este chiar în contradictoriu. Zicem, acești trei primari care inițial i-ați numit dumneavoastră, deci la fiecare sunt cazuri absolut diferite. Din unii din ei se plimbă pe la Bruxelles, fac întâlniri cu politicienii și sunt implicați în furtul miliardului și nicio reacție din partea organelor de justiție. Alții stau din bănuială rezonabil în arest la domiciliu, deci se poate discuta despre o justiție selectivă, despre o justiție părtinitoare care, dar bineînțeles, ne afectează. Da. Dincolo de cazul primarului Capitalei, domnul Dorin Chirtoacă, în Partidul Liberal, dumneavoastră simțiți această presiune asupra primarilor, altor primari din partid? Sigur că simte această presiune. Chiar și primarul de Băcioi, pare mi se are 8 dosare penale. Deci este o presiune enormă și nu numai. Dar nu vorbesc de exponenți doar Partidul Liberal. În general, oamenii incomozi sau oamenii cu personalitățile cu verticalitate, care nu sunt cu sistemul, să zicem, antisistem, deci până la urmă le se intentează dosare. Când văd că nu mai pot să-i convingă și să-i atragă, deci în unele, eu nu vorbesc de cazurile când într-adevăr primarii, dacă au săvârșit acte de corupție, aici nimeni nu spune nimic, adică justiția trebuie să-și facă treaba, dar marea majoritate a cazurilor sunt dosare cu sute coața albă, așa ca să poate să influențeze pe acești primari. Mai sunt și cazuri când chiar din partidele lor le intentează dosare ca nu cumva primarii să răzgândească, să plece în alt partid sau să apară careva nemulțumit. Ce aveți din partidele lor? Din partidul de guvernare da. Pentru... E adevărat și... Mai sunt și așa cazuri. Și deputații democrați sunt, și primari democrați sunt cu dosare penale, nu sunt o excepție nici ei, doar că numărul lor este mai mic, cel puțin așa arată ancheta jurnaliștilor de la Centrul de Investigații Jurnalistice. Eu vreau să vă mai întreb ceva, domnul Vlas, dacă aveți cumva vreo cifră aproximativă, cam câți primari sau aleși locali din Partidul Liberal au dosare penale astăzi? Eu, dumneavoastră, v-ați referit la cifra de 100 de dosare. Eu cred că este mult mai mare cifra și doar nimeni nu mai duce o statistică, probabil. Ori chiar dacă există o statistică, ea nu se face publică, cel puțin, dar eu consider că sunt mult mai multe. Luând chiar fiecare raion în parte, puteți face investigații și o să vă convingeți că sunt mult mai multe, inclusiv și aleși local, consilierii raionali, că sunt mai influenți. Cei locali nu întotdeauna, depinde de situații, dar ar putea să pomenească și ei cu unele dosare, dar cel mai des sunt influențați consilierii raionali atunci când nu există majorități, ori majoritățile sunt șubrete în luarea deciziilor, deci este o practică. Doamna Grițco, în partidul nostru, cum stau lucrurile? Astăzi reprezint un partid relativ nou pe arena politică și primarii noștri care sunt astăzi de la partidul nostru sunt în funcția primului mandat, în exercițiu primului mandat în mare parte, cu mici, foarte mici excepții. Și vreau să zic că în sensul legii cu privire la alesul local, articolul 2, un ales local este nu doar primarul, dar în această listă se figurează și consilierii municipali, consilieri raionali, consilieri locali. Din acest considerent vreau să menționez că partidul nostru, relativ nou pe arena politică și la primul său mandat la alegeri locale, s-a bucurat de o popularitate, mare. Haideți să vorbim despre dosare. Nu da, despre dosare, da, la asta da. Și vreau să aduc o mică introducere. Deci sunt peste 1000 de consilieri locali și aproximativ 50 de primari. Da. Și aproximativ 50 de primari de nivelul 1 și de nivelul 2. Ce ține de dosare penale? Cred că partidul nostru este în topul ratingului dosarelor penale
împotriva aleșilor locali. Câți primari astăzi, cu dosare penale? Astăzi, real, sunt deschise dosare penale în privința a 7 primari. Este vorba primari care și acum sunt membri ai partidului care nostru. Și acum sunt membri ai partidului nostru, primari luptători, pe care cred că nu-i va aduce nimic la asta ca să cedeze. Dar dacă e să vorbim și despre primarii care au venit în mandatele lor din partea partidului nostru, dar după asta au trecut la alte partide sau au devenit independenți, din ăștia cu dosare penale sunt? Din câte cunosc eu, avem primari... Foști primari de orașe și avem câțiva primari de sate care au plecat. Nu știu, s-au dat mai mult tentații, sunt foarte hapsâni la bani sau hapsâni la proiecte pentru dezvoltarea localității sau hapsâni la promisiunile care zi de zi tot încercau să le zică cei de la PD sau... Deci argumentul forte care este, totuși sunt represiunile și intimidările care au avut loc zi de zi vis-a-vis de aleșii noștri locali. Și din considerentul acesta, nu toți, din păcate, rezistă la așa o presiune, pentru că fiecare din ei au membrii familiei, fiecare din ei au cu ce risca până la urmă toată și probabil că într-un moment oarecare cedează. Nu sunt dosare penale intentate vis-a-vis de primarii care au plecat de la partidul nostru, dar un lucru foarte important care aș vrea să-l menționez, că odată cu ieșirea acestor primari aleși locali din partidul nostru, s-au dezamăgit. Pentru că ajungem să vorbim despre ce se întâmplă cu cei care pleacă. Vreau mai întâi să ne clarificăm cu cei care au dosare penale și ce se întâmplă cu acești primari. Dar mai întâi vreau să văd și care este situația la Partidul Liberal Democrat, doar cu o precizare, ca să înțeleagă și telespectatorii, cifrele să le putem înțelege cu toții. Dumneavoastră ați zis că aveți 50 de primari, da? Da. Și cifrele arată că aveți, cel puțin investigația apărută astăzi, publicată de Centrul de Investigație Jurnalistice, arată că vreo 10 primari din partidul nostru sunt cu dosare penale. Haideți să concretizăm anumite detalii, pentru că sunt primari care deja au deschise dosare penale. Aceste dosare se află fie la faza urmăririi penale, fie se află astăzi în judecată. Și sunt primari care astăzi sunt pornite dosare penale pe fapt. Și la aceasta încă nu au nicio calitate procesuală. Dar de asemenea, în privința lor, sunt exercitate anumite, anumite presiuni, sunt exercitate tot felul de controale excesive. Asta este realitatea. Da, am înțeles. Domnule Răilean, ziceam că revenim la dumneavoastră ca să ne spuneți cum stau lucrurile la Partidul Liberal Democrat, care are, înțeleg, un număr mare de primari în Republica Moldova. Și are și un număr mare de primari cu dosare penale. Bine, în primul rând aș vrea să mă prezint. Sunt aici în calitate de vicepreședinte a Congresului Puterilor, Autorităților Publice Locale din Moldova, CALM, și totodată sunt și membru a Partidului Liberal Democrat. Așa că întrebarea față de mine este rezonabilă și vreau să anunț o cifră, nu știu cine o cunoaște ori nu. Partidul Liberal Democrat a ieșit din alegeri locale cu 281 de primari și în prezent are 45. 45 de primari da, are astăzi? Au rămas. Restul toți, 236 de primari, au plecat din partid. Acestea sunt cifre, sunt cifre. La partid, da, deci de la partid. Verificate. Da. Deci ce înseamnă asta? Asta nu este, că dacă ar fi o chestie singulară, am putea înțelege. Cineva s-a decepționat, nu i-a plăcut felat sau ceva... Aici este ceva foarte grav. Cu atât mai mult că numai ce ați abordat întrebarea cu dosarele, când se consideră dosar, eu cred că este un element foarte important și amenințarea cu dosarul. Când deja sunt careva materiale strânse, colectate, petiții speciale sau... Și sunt amenințări cu dosarele. Iată faptul că, vedeți, din 281... 236 au plecat, practic este o lovitură de stat la nivel local. A fost deturnat, deformat voința poporului, alegătorului. Dar oamenii au plecat?
De bună voie. Oamenii nu știu de ce au plecat. Nu știți de ce au plecat. În fiecare caz, cred că este o poveste aparte, o dramă, poate. Unii au plecat, că vorbeam și într-o emisiune, tot la postul dumneavoastră televiziune, este politica biciului și a zăhărelului, da? Așa s-o numim, în limba rusă, cnutaie preanica. Să folosesc diferite metode. Este șantajarea, șantajul, este amenințarea sau chiar măsuri drastice în privința cuiva. Iar în privința multor primari este adimenirea prin promiterea proiectelor, bani din fondurile republicane și alte beneficii. Mai sunt beneficii care... Dacă să revenim la dosare penale, aveți vreo cifră care arăta câți primari liberal-democrați au dosare penale? Nici cred că este și imposibil de a avea așa o cifră, pentru că autoritățile statului, am citit și eu investigația, cred că nu prezintă materialele veridice în toată complexitatea lor, fazele. Totodată, acești primari care au plecat, 236, cred că nu o să dea mărturii, nu o să participe la sondaje ca să poți examina. Însuși, fenomenul, amploarea acestui fenomen... Avem acum legătura telefonică cu șeful Procuraturii Anticorupției, domnul Viorel Morar, care vrem să discutăm despre acest subiect. Domnul Morar, bună seara! Bună seara! Acum discutăm despre situația primarilor din Republica Moldova care au dosare penale. Un calcul foarte aproximativ arată că ar fi vorba de vreo 100 de primari cu dosare penale deschise doar în ultimii 5 ani de zile. Nu știu, domnule Morar, dacă aveți dumneavoastră alte cifre și ați putea să ne le oferiți. Nu, la moment nu am careva alte cifre care să combat sau să confirme ceea ce afirmați. Dar cum se explică faptul că procurorii nu dispun de cifre care arată care este situația legată de dosarele penale în privința aleșilor locale în Republica Moldova? Mai înainte a existat astfel de, cum să zic, calcule făcute la procuratură? Îți fac calcule după anumit subiect, care sunt investigați și aceia la solicitarea mass media sau altor persoane interesate. Da. Dar noi se duce evidența după alte criterii. Am înțeles. Dar dumneavoastră cunoașteți bine activitatea Procuraturii Anticorupției, pentru că e firesc, sunteți șeful acestei instituții. Cât de des se întâmplă să fie pornite dosare penale în ultimul an în privința primarilor? După mine nu puneți corect întrebarea. Dosarele penale nu se pornesc în privința primarilor. Se pornesc în privința persoanelor care încalcă legea și există bănuială rezonabilă de săvârșirea unui fapt infracțional. Înțelegem, dar ajung până la urmă bănuiți în aceste dosare și chiar învinuiți primari. Faptul că aleșii locali comit fapte și cad sub incidența codului penal nu este problema procuraturii, dar este problema fie a partidilor din care fac parte acești primari, fie a primarilor propriu-zis care ajungând la în administrația publică locală, în loc să se ocupe de administrarea corectă a treburilor administrației publice, comit fapte infracționale. Da. Eu vă dau dreptate. Cu siguranță există corupție la nivelul autorităților publice locale. Dar întrebarea noastră este cum se explică faptul că din aceste dosare care sunt pornite, foarte puține ajung în instanță. Iar dacă m-am uitat eu atent peste cifrele legate de condamnări, numărul celor condamnați este chiar foarte mic, e vorba de un procent și ceva. În primul rând, din nou acum induceți în eroare un pic opinia publică. Și vă explic de ce. În orice stat, numărul dosarelor penale pornite este cu mult mai mare decât numărul dosarelor expediate în judecată. Precum și numărul de sentințe definitive. Este un proces normal, deoarece se pornește urmărirea penală pentru a stabili toate circumstanțele, pentru a stabili faptul infracțiunii propriu-zise, pentru a stabili gradul de vinovăție a fiecărei persoane implicate, precum și vinovăția acestora în fapta care este imputată. Ulterior se adoptă hotărâri. Dacă s-au administrat probe suficiente și demonstrează săvârșirea unei infracțiuni, cauza penală este expediată în instanța de judecată. Dacă nu au fost administrate probe suficiente sau sunt alte temeiuri care împiedică primirea cauzei penale în judecată, se adoptă o hotărâre din cercetarea urmăririi penale sau o clasare a cauzei penale. Și cât de dese sunt astfel de cazuri? De încetarea urmăririi penale sau de clasarea dosarelor?
Cât de des... Atunci când constat pe circunstanță ce fac imposibil trimiterea dosarului de stanță judecată. Întrebarea era... Da. Ca să înțelegeți corect poziția mea în calitate de procuror. Nu este drept sau nu drept. Dar atunci când n-au fost stabilite, de exemplu, semnele constitutive a unei componențe de infracțiune, n-au fost stabilit fapta infracțiunii, a expirat termenul de prescripție, a intervenit decesul făptuitorului, există o hotărâre neanulată privind aceleași acuzații, există o hotărâre judecătorească privind aceleași acuzații. Și face imposibil trimiterea penală în instanță de judecată și adoptă o hotărâre la faza urmăririi penale. Noi știm că procurorii sunt cumva impuși în situația în care primesc plângeri sau sesizări să pornească un control și să verifice dacă există temei de pornire a unor dosare penale. În cazul primarilor, deseori, aceste dosare sunt pornite tocmai în baza unor sesizări venite, fie de la partea consilierilor, fie din partea contracandidaților sau lume din localitate. Vrem să știm dacă, de fapt, acest instrument de sesizare nu este cumva folosit abuziv de cei care își doresc să le facă rău primarilor, pentru că s-ar putea să ajungeți la sfârșit să vă convingeți că nu există, de fapt, probe care să-l învinovățească pe primar, iar acest ales local are în stres o perioadă de timp până se demonstrează că nu este vinovat. Sesizările astea, cât sunt ele de... Da. Vă explic starea lucrurilor reale. În primul rând, ce se referă la primar sau la aleșii locali. Urmărirea penală de regulă este pornită când există acte preliminare de control economic-financiar. Sau există adrese, fie a consilierilor, fie a cetățenilor, care invocă săvârșirea unui fapt infracțional de către valetul respectiv. Fie există diferite informații furnizate în spațiul public, inclusiv din mass media. Da. Acum, ca să fie o claritate, procurorii sunt obligați să examineze oricare sesizare referitoare la o faptă infracțională. În cadrul examinării, în circunstanțe în care există bănuiala rezonabilă de săvârșirea unui fapt infracțional, urmează a fi dispus urmărire penală pentru a stabili circunstanțele reale a cazului. Da. Asta, dacă... Asta era răspunsul. Da. Eu mai am câteva întrebări. Una este o nedumerire, de fapt, cel puțin investigația apărută astăzi în presă arată că, în mare parte, subiecții acestor dosare penale ajung, nu știu de ce, primari din opoziție. Asta e doar o coincidență sau ei sunt cei mai corupți sau încalcă cel mai mult legea? Cum se explică? Referitor la primari și exponența căror partid de sunt. În primul rând, ca procuror, lucrul respectiv mă interesează în ultimul rând. Noi nu ducem evidența după faptul din ce partid face parte primar. Este important, atunci când se pornește o cauză penală, a constata dacă există faptul infracțiune, dacă persoana care a săvârșit a acționat cu vinovăție, dacă există prejudiciu. Precum și alte elemente constitutive ale infracțiunii. Înțelegem că e coincidență faptul că majoritatea sunt primari. Dacă îmi permiteți, doamna președinte, dacă îmi permiteți să-mi formulez gândul până la casă. Vă rog. În a doilea rând, dacă consultați site-ul Centrului Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție nu duce evidență sau nu face analiza respectivă, Centrul Național Anticorupție a făcut o analiză privind apartenența politică a primarilor, viceprimarilor, președinților de raion, vicepreședinților, ministrilor, viceministrilor, pentru perioada 2016-2017. Din analiza respectivă rezultă cert, din ceea ce mi-aduc aminte, primul partid sau primii exponenți sau primari din partidul PLDN, al doilea partid după numărul persoanelor trase la răspundere penală este PD și al treilea partid este PL. Ulterior urmează PSRM și partidul nostru. Mă miră că spuneți despre lucrurile astea, pentru că un pic mai devreme ziceați că nu se duce evidența acestor primari și acum ziceți că s-a făcut deja și un fel de calcul. Doamna prezentator, din nou un pic nu mă auziți. Am vorbit despre faptul că Procuratura Anticorupție nu duce careva evidență și nu am date ce ar rezulta din activitatea Procuraturii. Am menționat că Centrul Național Anticorupție a făcut analiza respectivă.
M-ați întrebat, v-am răspuns. Am înțeles. Domnul Mărar, mai am o întrebare, e de fapt o nedumerire a mea. Sunt primari în Republica Moldova, cel puțin ei așa spun că au câte 8 dosare penale și sunt în exercițiu funcției. Eu nu știu cum să înțeleg acest fapt. 8 dosare penale este deja un fel de criminal, poți să zici, dacă are 8 dosare și este atât de periculos, cum poate să rămână în funcție persoana respectivă? Sau dosarele astea... Da, v-am înțeles. În primul rând mi-a adresat o întrebare generică, adică generală, care mi-e foarte greu să vă formulez un răspuns. Dacă mi-ar da o întrebare concretă referitor la un numit primar, ar cunoaște circunstanțele, v-ar putea formula răspuns. Ideea este că 8 dosare înseamnă foarte mult pentru o singură persoană. Dacă este atât de coruptă sau periculoasă, probabil că nu mai poate să dețină o funcție publică. Ori dacă o deține, mă întreb dacă sunt cu adevărat atât de grave încălcările de care este acuzat. E o nedumerire, mă rog, a unei persoane simple. Încă o dată mă repet, dumneavoastră mi-a spus întrebarea că un anumit primar ar avea 8 dosare. Eu vă întreb concret, spuneți-mi, care primar ar avea 8 dosare? Fiindcă mie nu mi-este cunoscut primarul, primarul din Băcioi zice că are 8 dosare penale, așa spune dumnealui. Faptul că cineva din aleșii locali fac careva afirmații care nu au un suport factologic, nu înseamnă că este adevărat. Mie mi-este greu să mai expun referitor la ceea ce a declarat primarul din Băcioi, precum și alegațiile pe care le face. Am înțeles. Dacă invitații mei au întrebări, da. Elena Grițco, sunt domnule Viorel Morari. Am și eu o întrebare la dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog frumos, în cazul în care ofițerii CNA, procurorii CNA, de 3, de 4 ori pe săptămână invită primarii la explicații, la interogări, considerați dumneavoastră acesta un exces de control? Doamna Grițco, din partea organelor de procuratură? Primul lucru care ar vrea să-l menționez în întrebarea dumneavoastră, nu sunt procurorii CNA, dar sunt procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție. Primul lucru. Al doilea lucru, referitor la invitarea primarilor. Ei sunt invitați în cadrul unii, din nou, din greu, noi vorbim la general. Fiecare persoană, nu atât primarul, cât oricare altă persoană, poate fi invitată la Centrul Național Anticorupție sau la Procuratura Anticorupție, fie în calitate de martor, fie în calitate de parte vătămată, parte civilă, parte civilmente responsabilă sau bănuit, învinuit. Domnule Morari, îmi permiteți să vă întrerup, pentru că nu cred că este cazul să-mi explicați mie în ce calități poate fi invitat o persoană în cadrul Procuraturii CNA sau în cadrul CNA-ului. Vreau să vă zic pe un caz concret, dosar penal, deschis pe fapt. Spuneți-mi, vă rog, este exces de putere sau exces de control din partea organelor, din partea procurorilor a Procuraturii Anticorupție, în situația în care primarul este invitat la declarații sau la depoziții sau la explicații de 4 ori pe săptămână? Asta a fost întrebarea. În calitate de ce este invitat? Ce calitate? Nu are nici o calitate pe în cazul procesului respectiv. Noi despre ce primar? Ca să, deja dacă vorbim, să spunem concret despre ce concret primar. Concret vă zic despre primarul orașului Drochia. Spuneți-mi, vă rog, domnule Morar, nu ar fi cazul dacă așa de tare interesează organele de procuratură din CNA sau ofițerii CNA din Bălți, așa de tare interesează activitatea primarului din Drochia sau primarului din orașul Râșcani, poate să-și deschidă o filială sau sunt gata primarii noștri să le ofere câte un cabinet în cadrul primăriei, să stea zi de zi alături de ei și să nu mai cheme la interogatoriu de 4 ori pe săptămână pe același dosar deschis la Bălți pentru a da declarații. Pentru că primarii, în afară de a veni să dea explicații în scris în sediul dumneavoastră, adică nu al dumneavoastră de aici de la Chișinău, dar de la Bălți, mai iau și o sumedenie de alte atribuții care trebuie să le exercite în folosul comunității. Domnul nu știu, haideți să examinați și varianta asta. Să dați o replică acum, dacă vreți să o dați, pentru că după asta va trebui să mergem în publicitate. Eu înțeleg că întrebarea respectivă s-a transformat într-un fel de reproș. Da. În circumstanțele în care cineva din persoane care sunt invitate, fie la Centrul Național Anticorupție, fie la Procuratura Anticorupție, consideră că este lezat într-un drept, are posibilitatea să se adreseze cu plângere, fie procurorul ierarhic superior, fie în instanța de judecată. Dar dumneavoastră cunoașteți acest caz. Procurorul, dacă îmi permiteți să termin, organul de urmărire penală, procurorul,
sunt obligat în exercițiu funcției să întreprindă toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele complete și obiective a circumstanțelor cazului. Am înțeles. Răspuns clasic pe care, de fapt, îl așteptăm să-l aud. Dacă îmi permit. Da, desigur, mă scuzați. Pentru examinarea unui material sau proces penal, este necesar prezența a unei singure date sau două ori sau trei ori, fiindcă acest fapt îl decide fie ofițerul de urmărire penală, fie procurorul în gestiunea căruia se află materialul sau procesul penal respectiv. Fiindcă în exercițiul funcțiunii, fiecare reprezentant al organului de urmărire penală este independent. În circunstanțele în care se consideră că el și-a depășit atribuții de serviciu sau abuzează de funcția pe care o deține, se adresează cu o plângere sau se contestă acțiunile ultimului. Am înțeles recomandarea dumneavoastră. Domnule Morar, vă mulțumim mult pentru intervenție. Vă dorim o seară. Vă doresc o seară bună în continuare. Da, vă mulțumim. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim să discutăm inclusiv despre răspunsurile oferite de domnul Morar. Publicitate. Am revenit în studio. Aș vrea acum să discutăm un pic și despre motivele pentru care sunt deschise de regulă dosarele penale. Domnul Relean, în prima parte a emisiunii ați început să vorbiți despre asta, că sunt controle care de regulă se termină cu dosare penale. Asta în principiu a zis și domnul Morari, că de cele mai multe ori fie există plângeri la procuratură, fie există rezultatele unor controle care arată că există irregularități la primării. Da, cred că sunt câteva surse de inspirație pentru deschizătorii de dosare. Cea mai principală, cred că, excesul controlului, care a fost menționat și de autoritățile europene. Una din angajamente se conține și în foaia de parcurs a Republicii Moldova. Adică orice act de revizie, control și mai departe, cum nu s-ar termina, merg documentele la procuratură, la poliție. Cum adică cum nu s-ar termina? Păi dacă adică nu adică că... chiar dacă nu se găsesc bănuiri serioase de infracțiuni, de ceva, în mod obligatoriu, toate, eu cred că 100%, merg la aceste instituții de drept, care mai pe urmă depun niște eforturi enorme, nebune, și fac așa niște dosare, care trec la maculatură. Apoi sunt, într-adevăr, agenți sau persoane care sunt nemulțumite de ceva, ori sunt implicate în confruntările politice, care mai scriu câte o petiție și urmează iarăși cu dosare. Și mai este, aș vrea să mai spun încă despre o categorie, când nici nu se deschide dosar, nu se începe nimic, pur și simplu persoana este amenințată. Și persoana crede că o să îi facă dosar penal și o să aibă de suferit. Iată. Și atunci ce face acest primar? Și atunci persoana dată începe ori să retrage cu totul din politică, încearcă cumva să fugă de, mai departe de acest pericol, ori se conformează situației și joacă după cum îi se dictează. Adică, de fapt, ce se urmărește? Joacă după cum îi se dictează, pleacă din partid, rămâne în partid, cred dar că îi da. Și aș vrea să mai abordez o întrebare care n-a fost discutată. Acei care comandă dosarele politice, dosarele primarilor, nu sunt numai politicieni. Iată ultimul dosar despre care vă vorbeam, că anul ăsta am două dosare, acum pe rol. Unul mi-a fost închis, am avut trei, practic trei. Unul a fost închis o lună urmă și unul mi s-a deschis luna trecută, este deschis de Grand Oil, o firmă, o fiică de-a Lukoil-ului, care mă împotrivesc, nu le accept, adică au construit fără autorizație o benzinărie în Cimișlie. Dar în afară de Grand Oil, o pildă când o firmă privată, eu cred că mediul de afaceri este destul de activ implicat, prezența lui trebuie să fie numai că nimeni nu se interesează în ce măsură. Și aș vrea să spun că primarul Valentin Cimpoieș din Basarabeasca, cu care eu comunic și chiar am și ordonanța de punere sub bănuire, am studiat-o foarte atent, mi-a spus mie personal că pe dânsul șantaja Partidul Socialist să treacă la Partidul Socialist. Așa. S-a vehiculat că Partidul Democrat, dar de fapt, într-o discuție mai
profundă cu dumnealui, mi-a spus că aceea au fost. Așa că... cazul dumneavoastră, de altfel, dacă mi-amintesc eu bine, unul dintre dosarele care v-a fost pornit anul trecut... Cu strada Mateievici. Da, cu strada Mateievici. În mod ciudat, cel puțin, acest dosar a fost precedat de o înregistrare a unei convorbiri telefonice avută de unul dintre deputații socialiști, domnul Vlad Bătrâncea, cu cineva dintre membri... cu un consilier din partea partidului nostru, da, în care era vorba tocmai de această stradă și că faptul că pe acest caz ar putea de deschis un dosar. Era vorba să treacă la Partidul Socialist și îi promitea că va face mie un dosar, Partidul Socialist poate să-mi facă un dosar penal mie, ca să-l faciliteze pe dânsul. Nu știu dacă are vreo treabă Partidul Socialiștilor sau domnul Bătrâncea cu dosarul care v-a fost deschis. Nu știu nici eu. Dar cel puțin lucrurile cumva au coincis, a fost între aceeași perioadă. Promisiunea a fost în direct și eu îl cred pe domnul Bătrânce, pentru că în principiu cunosc sistemul, în sistem sunt oameni fideli Partidului Socialist, în sistemul de drept, în serviciile de securitate, în toate domeniile, moștenite de la Partidul Comunist, de la Uniunea Sovietică, eu cred că au instrumente, nu numai Partidul Democrat, care astăzi este cel mai crunt lovit, dar și pe merite, pe bune merite, cred că sarcina noastră este anume de a rupe acest sistem, de a termina cu el. Adică primarii să aibă un statut respectabil în societate, că nu șterg picioarele orice cine de ei. Chiar dacă s-a adresat o plângere, de ce în mod obligatoriu trebuie să urmeze dosar penal? De ce, eu îmi pun întrebarea, încă o întrebare rezonabilă, de ce eu ca primar de câte ori mă adresez la organele de drept, la procuratură, la CNA, cu încălcări a legislației pe care le dovedesc, le-am dovedit. Niciodată nu se ajunge la dosare penale, ori dacă se ajunge, bănuire și mai departe nu urmează la învinuire. Chiar am vorbit în altă emisiune cu altcineva că ar fi bine să facem un studiu toți primarii din Republica Moldova, să sistematizăm aceste date. De câte ori organele statului au reacționat efectiv la adresarea noastră? Când se prejudiciază bugetul local, când se înstrăinează patrimoniul să pune mâna pe el în mod abuziv, sunt foarte multe cazuri și noi discutăm între noi, le cunoaștem aceste lucruri, cred că o să reușim. Păi, dumneavoastră le discutați doar între dumneavoastră sau mergeți cu între, plângeri între primari până când, în cadrul calmului? Adică nu vă adresați la instituțiile de drept? Cred că o să urmeze adresări. Păi, în situația în care nu vă adresați, cum să reacționeze? Poate nu știu despre faptul că există. Nu, eu vorbesc despre cazuri când s-au făcut adresări oficiale. Conform legii, legea 436 privind administrația publică locală, articol 29, alineatul 1, litera T, noi avem drept să sesizăm organele de drept și ei sunt obligați să reacționeze la sesizările noastre. Eu am adresat, posibil că în jurul la 100 de sesizări. Și niciodată nu s-a luat niciun rezultat. Da. Din contră, de multe ori mi s-au deschis mii dosare după sesizările pe care le-am adresat. Dacă îmi permiteți, eu totuși cred că am dreptul la replică, atâta timp cât a fost menționat consilierul partidului nostru din Cimișlia, într-adevăr a avut loc această convorbire telefonică cu Vlad Bătrâncea, a fost, să nu zic, înregistrată sau pusă la cale această întâlnire, această convorbire. Unica și cert este faptul că butonul roșu pentru a porni un dosar penal împotriva unui primar nu este în buzunarul unui consilier din opoziție, este în buzunarul altor persoane și astăzi Dumitru Untilă este membru al partidului nostru, este consilierul care reprezintă partidul nostru în raionul Cimișlia. Noi ne abatem de la temă, că acum ne descurcăm cu Untilă, cu eroul vostru național. Nu e problema ce a promis Bătrâncea. A fost dreptul la replică. Eu, dacă îmi permiteți, întrebarea era dacă nu cumva așa apar dosarele penale împotriva primarilor și nu e neapărat să fie vorba de un partid sau altul, dar e vorba de niște înțelegeri care au loc între un ales local, un consilier local raional și un demnitar de alt rang. Înțelegerile au loc și după asta se ajunge la dosare penale împotriva primarilor. Poate și împotriva primarilor din partidul dumneavoastră s-au început astfel dosarele. Nu știu cum știți, poate știți dumneavoastră mai multe detalii. Domnul Răilean a pomenit și despre un alt factor important, factorul economic, oamenii de afaceri care joacă un rol, dumnealui zice, important în deschiderea dosarilor. Aici e de discutat și de ce le-ar trebui unor agenții economici ca primare să aibă dosare penale.
Vreau să-mi spuneți dacă ați întâlnit și dumneavoastră astfel de fenomene. Evident, nu pot să dau exemplu referitor la un caz anume din cadrul partidului nostru, dar să zic la general că există așa fenomene, pentru că mulți agenți economici care au interese mari pentru a obține aceste câștigurile la concursuri, la achiziții publice, pe diferite servicii sau pentru executarea anumitor servicii. Evident că în momentul în care se declară un concurs la achiziții publice, participă mai mulți ofertanți și în cazul în care nu îi se dă câștig de cauză celui care poate undeva prin tufiș a rezolvat el întrebarea cu altcineva din cadrul primăriei, nu a câștigat acest concurs, evident că el are tot dreptul, zice el că are tot dreptul legal să depună o cerere de contestare a rezultatelor acestui concurs. Dar ce câștigă el în situația în care... Poate fi declarat nul concursul pentru achiziții publice și să fie desfășurat în mod repetat. Eu pot completa că el poate șantaja câștigătorul adevărat al procedurii de achiziții publice, îl șantajează acela să-i plătească ceva, să scăpe de dânsul, pentru că toată lumea este interesată să lucreze mai operativ, adică să înceapă lucrările, să realizeze proiecte. Asemenea, cazuri sunt foarte răspândite, erau răspândite în România. România a întreprins niște măsuri foarte interesante pentru a le contracara. Republica Moldova a mers pe altă cale puțin, dar fenomenul există și aici. Și în Moldova există fenomenul. Domnul Vlas, dumneavoastră ați sesizat astfel de fenomen în raport cu primarii liberali? Ca regulă, deschiderea dosarilor penale au loc nu numai în urma actelor de control a organelor respective, dar și la indicația anumitor persoane interpuse, care pot fi și cetățeni simpli, care li se spune cum să formuleze textul pe o plângere oarecare, pe seama primarului, după care plângerea se adresează la poliție sau la procuratură și ca urmare se inițiază urmărire penală și este atras în proces penal primarul, după care, într-adevăr, se efectuează controale și pot fi găsite anumite abateri. Deci, atât este tot o metodă. Nu pot acum să mă refer, la sigur că sunt cazuri de astea, și cu achizițiile publice, chiar și recent primarul Chișinăului este un caz evident, că achizițiile prim pentru intenții, deci... sau bănuială rezonabilă, cum este în vogă acum să discute prin justiție bănuială rezonabilă, deci este arestat la domiciliu, este suspendat de funcții, totodată alți primari care cu dosare se plimbă la libertate, își fac partide, își promovează partidele prin... Da, chiar oribil. Da. Să completez... Cred că, într-adevăr, este o simbioză niște cazuri când sunt implicate și politicul și economicul. Primele mele 4 dosare penale au fost cauzate de un agent economic care a procurat un hectar și ceva de teren în centrul orașului prin niște falsificări de documente. Și anume acest agent a mobilizat și un deputat a găsit în Parlament și iată împreună, eu aveam reputația de anticomunist pe timpul acela, și atât împreună au reușit să le facă. Eu cred că această practică este și acum și nu m-aș mira dacă mâine poi mâine apare cineva în spatele dosarului lui Dorin Chertoacă, care a avut interes în aceste parcări și a vrut să-și rezolve problema. E foarte important să ducă niște investigații obiective, să accepte implicarea și organismelor internaționale în cazurile, dar și să dăie posibilitatea să apere pentru primarul acuzat. Iată cazul domnului Dorin Chertoacă, a fost discutat și la Strasburg, unde am participat și eu, am vorbit și la ședința în plen și în alte ședințe. Despre ce s-a discutat la Strasburg o să vorbim un pic mai târziu. Vreau încă un pic să ne oprim pe vulnerabilitatea primarilor. Acum haideți să vorbim sincer. Da. În primării este corupție. În primăriile din Republica Moldova există, pentru că presa nu născocește toate cazurile de conflicte de interese la achiziții, contracte încheiate în urma unor tendere aranjate. Acest fenomen există. Există cu adevărat, nu o leagă nici liderii partidelor, că au și ei astfel de primari în partidele lor.
Cum să facem noi astfel încât să poată fi prinși primarii care într-adevăr comit acte de corupție, de trafic de influență și altfel de ilegalități, astfel încât ei să poată fi prinși, să poată fi pedepsiți, dar să nu existe excese atunci când primari care nu sunt vinovați sunt șantajați cu niște cazuri inventate, pentru că cineva încearcă să se răzbune sau încearcă să își aranjeze niște probleme pe care le are. Cum să, care ar fi mijlocul de aur care ar asigura și lupta cu corupția și să fie eliminate excesele? Dacă îmi dați mie posibilitatea, da, am și soluția. Vreau să spun că majoritatea primarilor sunt foarte cum se cade, majoritatea absolută. Sunt excepții. Majoritatea nu sunt corupți. Eu pot afirma în fața întregii populații a Republicii Moldova că primăria, cimișlie, primarul și aparatul și toate instituțiile subordonate nu este corupție. Nu sunt corupți, nu este corupție. Procuratura nu este de acord cu dumneavoastră. Și eu nu, cred că este de acord, că altfel de mult m-ar fi pus la respect, cum spun. Cred că e posibil, dar trebuie prima persoană, în primul rând trebuie să fie democrație când oamenii își aleg primarul, să nu fie cadouri, pungi, bani și așa mai departe. Oamenii, într-adevăr, să-și poată alege după merite un primar. Oamenii or face alegerea corectă. Al doilea lucru, statul face exces de puterea sa în raport cu autoritățile publice locale. Am avut discuții cu mai mulți experți, chiar am invitat pe linia senior expert servicii din Germania un primar care a stat vreo 5 săptămâni la noi. Am avut contacte cu primari din alte țări, din Austria. În multe țări tot controlul este lăsat la nivel local. Adică, în mod obligatoriu, în cadrul primăriei, în cadrul Consiliului Local, este instituită comisia de revizie și care este în mod obligatoriu dată opoziției. E cel mai efectiv control. La noi, chiar în legea privind regulamentul cadru a consiliilor locale, nu este prevăzut așa comisie. Eu am încercat în mandatul acesta să introduc în Consiliu, dar n-am reușit. Sper că va veni această practică și la noi. Toate controlele în alte țări sunt binevoitoare, sunt de oportunitate, de a consulta, de a observa la timp dacă ceva nu se face, pentru că primarii nu sunt profesioniști. Aceasta este o întrebare. Control excesiv din partea statului și controlul la nivel local. Cel mai bun control. Al doilea întrebare este profesionalismul și continuitatea în activitatea primăriilor. Da. Vă rog să rețineți gândul, pentru că trebuie să mai luăm o pauză de publicitate, după care continuăm discuția. Publicitate. Am revenit în emisie. Domnul Relean, dumneavoastră urma să vă încheiați gândul. Da, am vorbit despre continuitate și profesionalism. Da. Să are în vedere că primarul ar trebui să fie o figură politică, iar să aibă un administrator public în primărie, adică cineva care în Franța este secretarul orașului, în Cehia la fel, un city manager, un administrator public care răspunde de elaborarea bugetului, administrarea lui, conduce aparatul primăriei și mai departe. Pentru că vin primari din diferite domenii care nu prea cunosc și atunci sunt vulnerabili față de controle. Și ultimul? Asta era tot. Da, asta era... Dacă îmi permiteți să intervin. Deci, într-adevăr, astăzi un primar într-o localitate răspunde de tot absolut ce este în localitatea dată, ceea ce nu este normal. Și poate fi acuzat pe orice subiect, fiindcă dumnealui este responsabil de tot ce trece în localitate. Da, avem primari care sunt cercetați penal pentru că cineva și-a dus copilul din localitate. Și nu numai, deci pe diferite subiecte. Câteodată nu are nicio tangență chiar primarul cu subiectul dat, dar li sunt intentate dosare. Chiar recent am avut o întâlnire în cadrul Congresului Autorităților Locale, acum marți, cu doamnele primar, la care la fel s-au referit la controale excesive, la plângeri că au abuzuri de controale, multe din doamne chiar și sunt afectate starea sănătății în urma acestor șantajuri și controale și tot la anumite voci din administrația publică aleși local, deci nu mai vor să-și exercite mandatul până la bun sfârșit.
leapădă funcțiile de primar, că este foarte tentant în alegeri, pare funcția de primar este foarte tentantă, după care lucrează o jumătate de an sau un an și se dezamăgesc absolut în da. Această funcție și pleacă și depun mandatele, pur și simplu. O să continuăm... În acest sens, noi trebuie să luăm careva măsuri. Da. O să continuăm discuțiile, dar acum avem o intervenție telefonică. Urmează să discutăm cu domnul Valeriu Rusu, care înțeleg că este primarul satului Oxientia, Dubăsar. Domnul Rusu a vrut să intervină în direct în cadrul acestei emisiuni pentru că vrea să ne transmită un mesaj. Domnul Rusu, bună seara! Ne auziți? Da, eu vreau să... Da, vă ascultăm, domnule Rusu. Eu vreau să vă salut și scurt, fiindcă am înțeles că nu e timp mult. Da, eu vreau să salut colegii, domnul Raileanu, domnul prietenii. Domnule Rus, în primul rând vă rugăm să închideți sunetul la televizor, pentru că ne auzim la telefon. Da. Vreau să salut și să încep cu o istorioară. Să întâlnesc doi colegi primari din raionul Ialoveni și din raionul Dubăsari. Și cel din Ialoveni întâlnit cu cel din Dubăsari și felicit mă. Cu ce se felicit? S-a născut femeia? Și că nu. Dar atunci cu ce se felicit? S-a născut fiica? Și că nu. Felicit, dar cu ce să felicit? Felicit cu aceea că nu, unicul primar din raionul Ialoveni care nu am dosar penal vreodată din toți primarii din raionul Ialoveni. Deci, sigur că e o situație stupidă în Republica Moldova. Fiind la treilea mandat ca primar, sigur că o șir de dosare până în prezent, care acum, pe data de 7, forțat, trebuie să mă aducă poliția, fiindcă eu sunt om de bună credință și mă prezint eu singur vreo credință, dar s-a dat comanda la Curtea de Apel să fiu forțat adus de poliție, iar cu un dosar falsificat vreo că împotriva mea. Până în prezent am 10 de dosare falsificate de niște oameni, poate și legați și cu partidul, poate legați cu... Dumneavoastră, din ce partid faceți parte, domnule Rus? Care au însușit bunurile de 10 de milioane a sătenilor care au muncit în fostul colhoz și au donat de peste 70 de ani un colhoz milionar și care prin înșelăciune au luat bunurile astea și le-au însușit și eu mă lupt ca să fie bunurile astea întoarse oamenilor, cetățenilor, cota valorică. Am înțeles. Domnule Rusu, da. Spuneți-mi, vă rog, ziceți că ați avut 10 de dosare. Cu ce s-au încheiat de regulă aceste dosare? Cu nimic. Deci, dosare din nimic, dosare din... Adică din... toate au fost clasate, toate le-ați câștigat în judecată, deci, ce s-a întâmplat cu ele? Până în prezent, iată că unicul vreodată care mi-a rămas din 2011 până în prezent, iată, pe 7, trebuie să mă prezint, vreodată că acolo oamenii sunt alertă din localitate, din raion, din Republica, care mă cunosc ca un cetățean de bună credință, care am autoritatea, am înțeles. Deci dosarele nu au finalitate în instanța de judecată. Dumneavoastră nu ați fost condamnat nici pe un dosar din cele pe care ați... Nu am fost condamnat. Iată, unicul care mi-a rămas acum la etapă, vreodată că am fost condamnat, vreodată că prin falsificare, un dosar falsificat. Eu chem și mass media la orele 14 martie, pe data de 7, să fie în sală, vreodată acolo, vreodată unii trebuie de acum să mă apăr și răspund. Am înțeles. Domnule Rusu, dumneavoastră din ce partid faceți parte? Oh, Doamne, din ce partid? Partidul Democrat acum fac parte, vreodată că am presiuni, pentru... Da, când ați luat mandatul, din ce partid erați? Deci când în 2007 am fost din partidul lui Alianța Moldova Noastră. Dar în 2015, când ați venit în funcție? În Partidul Liberal Democrat și am ajuns, vreau zic, la PD. Dar cum ați ajuns la PD? Vi s-a promis ceva sau a fost decizia dumneavoastră sinceră de a adera la principiile acestui partid? Deci eu am avut încredere fiindcă am avut presiuni începând din 2012. Am avut presiuni enorme. Până la urmă m-am încredințat partidului dat, care nu a făcut nimic de a opri acei oponenți care fostul președinte de colhoz, cu ginerile său care au pus mâna pe toate bunurile astea, o luptă
enorm, vreau că de a întoarce și cu, fără niciun efect până în prezent. Am înțeles. Domnule... renovăm de la Partidul Democrat, care ne-au fost promise. Ne-au fost promis că da, noi vom lupta, noi vom opri, noi vom susține și de ce este. Părere de rău, nimic nu are niciun efect pozitiv. Marx, cred că, nu știu, deci ni s-a dat comanda, vreau că la polițist să mă însoțească, nu știu, cătuș sau cum, să mă prezint la... Da. Domnule Rus, noi am înțeles istoria dumneavoastră, colegii mei de la știri, probabil că vor lua legătura cu dumneavoastră ca să discute mai mult despre acest caz. Frumos, noi vă mulțumim pentru intervenție. Am fost un om cinstit, mă duc stima da. Noi, din păcate, avem puțin timp și trebuie să reușim să discutăm și cu ceilalți invitați din studio. Domnule Rusu, vă mulțumim pentru intervenție. Da, înțelegem. Da. Revenim la discuția noastră. Iată, am auzit și o părere din partea partidului care a fost invocat de mai multe ori în cadrul emisiunii. Deci se întâmplă astfel de lucru și în Partidul Democrat, drept că primarul zice că tot trecut dintr-un partid în altul. Domnule Vlasov, pe dumneavoastră v-am întrerupt atunci. Vorbeam despre echilibru care poate fi creat dacă există o soluție, astfel încât să avem condamnați și trași la răspundere primari corupți și să nu existe exces de zel, astfel încât primari care își fac onest meseria să li se creeze probleme și să nu poată activa. Dumneavoastră vedeți o soluție? Da, dar cea mai bună soluție ca justiția să fie echidistantă și să nu fie părtinitoare atunci când se face justiție la comandă sau justiția după unui lider de partid. Că dacă nu vrea persoana concret, cât mai mare este autoritatea, cu atât mai tare este atentată deci persoana dată. Probabil trebuie să existe un cadru legal în care primarul să dispună de o anumită imunitate. Deci el este alesul poporului și nu poate deci, la orice pas fi atras în instanța de judecată sau după oricare bănuială rezonabilă să intenteze dosar penal, să fie suspendat din funcție. Pentru că el este ales a tuturor cetățenilor și n-ar trebui justiția. La finalul mandatului, poftim, răspunde, dar dacă este ceva grav, bineînțeles că și în perioada mandatului, dar nu așa cum se întâmplă la noi în prezent. Deci exces este de controle, primarii nu mai vor să-și exercite mandatul, leapă de mandatul, pleacă psihotare la munci psihotare și nu mai vor să participe. Deci o imunitate relativă pentru primari, sigur, nu absolută, dar relativă. Dumneavoastră credeți că e soluție. Dumneavoastră cum credeți, doamnă Grițco? Atâta timp cât Republica Moldova este departe de noțiunea de stat de drept, atâta timp cât instituțiile de forță, indiferent care ar fi de control, procuratură, inspectorat fiscal, inspecția muncii și alte organe care ne mijlociți sunt în colaborare cu primăriile aleșii locali, atâta timp cât aceste instituții vor fi politizate și factorul politic va influența la luarea deciziilor în cadrul acestor instituții, cum am mai zis anterior, butonul ăsta roșu, se va porni dosarul penal sau nu, va fi la ei, nu avem șanse să ajungem la acest echilibru despre care dumneavoastră vorbiți. Spuneți-mi, vă rog frumos, nu știu, eu o să deschid o mică paranteză. Acum ministrul justiției se laudă cu modificările la codul penal, deci este vorba de decriminalizarea codului penal. Am început abia acum să-l studiez, aceste modificări, și ca prin minune să știți că în mare parte se decriminalizează articolele din codul penal care au referire la domeniul financiar bancar. Spuneți-mi, vă rog frumos, așa o întrebare retorică, primarul, alesul local, primarul orașului Orhei, va purta răspundere penală pentru acțiunile care... Acolo deja infracțiunea s-a fost menționat în raportul Kroll, pentru că toți vorbesc că acum a fost prezentat și raportul IDIS Viitor împreună cu Transparency Moldova International, că nu s-a mai atras nimeni la răspundere pe dosarul Kroll, pe raportul Kroll, nu s-au mai întors bani în bugetul statului. Păi, dar cum să se întoarcă dacă ei fac tot posibil ca persoane vinovite să nu... Am plecat un pic de la subiect, deși este oarecum în temă, este pentru în că era vorba despre unul dintre primarii, care probabil are un pic mai mult noroc de indulgență din partea justiției din Republica Moldova decât alți primari. Dar pentru că avem doar un minut din această emisiune, nu mai reușim. Am vrut să discutăm și despre traseismul aleșilor locali, care după ce încep să aibă presiune, aleg să plece dintr-un partid
în altul. Am să vă rog doar rapid să ne spuneți, dumneavoastră ne-ați spus niște cifre. Au plecat, unde s-au regăsit acești primari? Majoritatea s-au regăsit în Partidul Democrat și cred că cifrele pe care le-a spus domnul Viorel Moraru, că Partidul Democrat se află pe locul 2, cred că dumnealui cunoaște destul de bine la dosare penale, că cred că sunt primare cu dosarele din Partidul Liberal Democrat, care au venit în Partidul Democrat, da, tot cu dosare. Cu dosare, și da, până când nu le sunt închise de dosare. Am vrut să mai spun. Dar de regulă sunt închise când ajung din... Cred că nu. Cred că ei continuă să fie ținuți în presiune. Da. Uh-huh. Ați vrut să mai spuneți ceva? Am vrut să spun că cred că este o înjosire pentru ofițerii din instituțiile statului, din instituțiile de drept, să participe la aceste operațiuni urâte. Și câteodată îmi dau întrebarea, le face cineva o evaluare a performanțelor, o apreciere a calificării? Că am aici, chiar cu mine, am luat ordonanța de punere sub învinuire a lui Puricinski. Uh-huh. Este de râs copiilor, sau de râsul găinilor, cum s-ar spune. Și am văzut, iată, ordonanța de punere sub învinuire a lui Valentin Cimpoieș. Niște ordonanțe de-a mele. Vă spun că este... Bun, domnul Morare a spus un lucru în care vă dă dreptul să-i acționați în judecată atunci când... Eu am promis la una din emisiuni că o să acționez un proces, am avut o revizie înainte de alegerile locale trecute, care pe urmă s-au dovedit a fi foarte vulnerabile, din punctul meu de vedere, ca o să pierdă procesul. Am înțeles. Aceeași întrebare legată de traseism. Ce se întâmplă cu primarii care pleacă de la partidul nostru? Și cât de mulți pleacă dacă există un fenomen? Într-un timp știu că a existat fenomen. A existat, acum acest fenomen nu mai există, pentru că au rămas cei mai rezistenți. Câți au rămas din 50? De 50 de primari m-am referit și municipiu, oraș și sat. Erau inițial, dar acum cât aveți? Deci au plecat doar 4. Doar 4 plecat. Da. Și din câte cunoaștem astăzi, ei sunt primari independenți. Nu au trecut la niciun partid. Am înțeles. Și la Partidul Liberal? Și nu cunosc statistica, da, o parte din ei au trecut. Vreau să spun că acestea sunt tradiții de mult. Atunci când era Partidul Democrat, au trecut la Partidul Comunist, după care la Partidul Comunist au trecut la Partidul Democrat, la Alianța Moldova Noastră și tot așa în permanență. Deci vreau să spun că mama trădărilor politice în Republica Moldova întotdeauna este însărcinată, așa că... Dar primarii de ce pleacă dintr-un partid în altul? Dincolo de dosare penale, că nu toți cei care pleacă, că nu e vorba de 200 de primari liberal-democrați care s-au temut de dosare și au plecat. 235. Da. Nu puteau toți... Este și Zăhărelu și Biciu. Zăhărelu fiind ce? Promisiuni de a li se da niște bani din fondurile republicane, din... De a li se da proiect, în sensul de a implementa în localitate, nu lor personal de a se dea bani. Da, cred. Deci pentru... Posibil că cineva a permis și personal bani. Da. Așa stau lucrurile? Așa vedeți și dumneavoastră lucrurile? Sunt ademeniți prin proiecte? Se realizează aceste proiecte ulterior? Unii cred în visuri roze dacă se vor duce la alt partid. Alții sunt șantajați, la alții li se fac promisiuni, probabil, în diferite cazuri. Există. Depinde de fiecare, de verticalitatea lui. Într-adevăr, fiecare caz este individual, este o istorie aparte. Am să vă rog să spuneți rapid. O tragedie, da, și vreau să zic ce ține de primarii partidului nostru care au plecat. Deci, într-adevăr, undeva s-a promis granturi, proiecte în dezvoltarea localității și nu le-au obținut, undeva au fost într-adevăr foarte mari presiunile și asupra lor personal și asupra membrilor familiilor lor. Deci motivele clasice și mecanismele se aplică la fel de clasică și am înțeles. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, să vreau numai foarte un motiv. Foarte rapid. Traseismul acesta sau forțarea trecerii primarilor la un partid la altul practic aduc la zero pluralismul politic. Noi am pledat pentru a avea o țară cu pluralism politic, unde partidele trebuie să confrunte, să propună cele mai bune soluții, să-și formeze echipe bune, dar în cazul dat, eu cred că se anihilează tot acest efort și sarcina noastră este, până la urmă, să construim un stat de drept, un stat în care să fie democrația și pluralismul politic. Cu aceste obiective anunțate pe final de emisiune, vă mulțumesc pentru participare. Sper să discutăm și despre lucruri mai bune și despre realizări în cadrul primăriei, nu doar despre presiuni care se fac asupra primarilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori care ne-ați privit, să aveți o seară frumoasă!